Fii atent cum e treabă. Ia spune. Fii atent aici. Mm. Deci eu stau liniștit și beau o bere, da? Mm-hmm. Intră clientul, mă vede că beau o bere, îi se face poftă, ce face? Își ia și el o bere, înțelegi? Așa. După aia vin încă doi. Mă văd și ea că beau o bere, li se face și lor poftă și eu și ei câte o bere, înțelegi? Și tot așa, unul câte unul până să umple cârciuma. Asta e clientul fals, e ca omul care are gripă, înțelegi, și dă gripă la toată lumea, răspândește gripa aia, știi? E, numai că acum eu nu răspândesc gripă, răspândesc, știi, de asta, plăcerea de a bea bere, de a cheltui cașcaval, înțelegi? Ea m-a agățat pe fraier, tu te-ai făcut milionar și bam, merge afacere, știi ce zic? Mm. Mă, tu vrei să-mi spui mie că dacă tu vii aici în fiecare zi la mine și bei bere, eu mă fac milionar? Da, sufletul meu. Hai să ne gândim așa. Hai să ne gândim că eu nu sunt. Și intră clientul, mă, și vede că e gol aici și că e părăseală. Ce face clientul, mă, mai stă? Pleacă, mă, zic eu. Pleacă, știi de ce pleacă? Când începe să gândească, aolo, dar ce-i, mă, cu părăseala asta aici? Ce e asta, peșteră? Nu, că ceva e neregulă aici, zic eu. Ia să plec eu de la dubiu și știam. Acum, pe bune, cine bea o bere singură așa într-un loc părăsim? Uite tu, de exemplu. Dacă ai fi singur în deșert, ai bea o bere? În deșert? Eu? Da. Păi ești nebun, aș da și un an din viața mea pentru o bere rece în deșert. Bine, mă, în afară de tine, mă. Da, auzi, mă, spune tu, mă, tu nu vii aici la mine de ani de zile să bei bere? Ba, da. De ce nu m-am putut de bani până acum, mă? Ia zi și mie. Păi, ce uite, mă, asta e simplă, mă. Mm. Pentru că n-am fost client fals. Înțelegi? Eu am fost client adevărat, mă. Păi dacă mă fac client fals, îi dudui, îi rup, își de mă la cap. Pe toate cluburile de mamaia au chestia asta, înțelegi? Toate cluburile. Dacă vrei să intri în rândul mii, așa trebuie să faci. Bă, băiatule, băia la mamaia acolo au cliente false, mă. Au femei, mă. Ale arată într-un fel, e rujate, e machiate, e în fuste scurte. Nu ca tine. Ce dracu, mă, zi, bă, Viro, și zi, dă-mă și mie o bere, mă. Nu mă lua pe îmbrobodeală de-asta și mă duci tu cu client fals și cu pădreacul să mă ia. Păi tu, client fals, ai fost toată viața ta aici la mine la cârciuma. Ai plătit vreodată vreo bere? Vii tu și băia acum cu client fals. Zi, bă, dă-mă și mie o cârpă adevărată, să ștergi și o masă adevărată și îți dă fratele tău o bere adevărată. Nu mă e cu pantomină de-asta și invit tu mie. Hai să ne închipuim că îi e fals, că bem o bere falsă. Lasă-mă, dracu, în pace. Zi, vrei o bere? Da, bravo, mă, da, dă-și tu o bere. 6 lei, adevărați, adevărați. Ia uite, dar tu nu, bă, bobiță, ce nu înțelegi, mă? Bă, clientul fals nu plătește niciodată berea, mă, ce ai? Păi atunci ia, mă, și bea o bere falsă, nebunule, ia uite. Ia-o și bea-o. Aici erai, mă? Dă-mă, pe unde să fiu? Era norocul tău, Andrecu, să fie de băftos ce ești. Dă, bobiță, și mie o bere, că mi s-a făcut poftă când l-am văzut pe ăsta. Bă, eu pot să repezi, mă? Ce, mă, că vreau o bere, că te-am văzut? Vezi, mă? Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.